dacă îmi doresc ceva, la sfârșitul lucrării de slujire la care Dumnezeu m-a chemat, este acest lucru, să am mulțumirea sufletească, că mi-am împlinit datoria. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. Este important să știm mersul vremurilor, ca să știm cum să trăim. Oh, I will sing of the goodness of God. Domnul Iisus apoi poate și trebuie să fie văzut, dragii mei, în biserica sa, în viețile celor credincioși. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Suntem chemați să fim pregătiți, așteptând venirea Domnului într-o stare după voia Lui. Your voice. You have led me through the fire. Gândurile mele zboar necurmat spre Tine și dor tare de Tine, neîncetat. Iar am pace și încredere că ne vom revedea și bucuria noastră va fi de plină în jurul Domnului. Scumpul meu, mulțumesc pentru tot ceea ce ai fost pentru mine. Domnul să te odihnească în pace. Dragă tati, ai fost și vei rămâne mereu și tăticul și păstorul meu. În umbra ta, eu nu am dus lipsă de nimic. Mi-a fost dat harul să te numesc și prietenul meu. Ai fost acolo în fiecare dimineață ca să mă pregătești de școală, să-mi pui sandwich-ul. Ai fost acolo când am hotărât să-l urmez pe Domnul în apa botezului. Ai fost acolo când am intrat la facultate. Ai fost acolo ca să mă duci la altar. Ai fost acolo ca să-ți țin nepoții în brațe. Ai fost acolo ca să mă asculți în toate amintirile mele. Ai fost acolo. Te iubesc. Mi-ai dat cam $200 și niște versete. Banii i-am cheltuit în 2 săptămâni. Însă versetele acelea m-au ținut tare și m-au călăuzit în multe situații. M-au ancorat în Hristos. Te iubesc enorm. Și mi-e așa de dor de Tine. M-ai învățat de atâtea ori că viața este o luptă și că singura modalitate de a fi biruitor este prin credința în Domnul Iisus.